Hei, salutare, dragilor! Bun venit la un nou episod din Minecraft Hm-hm! <tune <-te> Tunete! Cum am vrut și eu să înregistrez, a început ditamai mai furtuna afară. Hai să dăm tunetele puțin mai încet. A, ține minte că în episodul anterior ne-am dus și am făcut rost de blaze rods. Am pus aici totul ce... Am mai cules de prin Nether, Mamă, dar ce tun afară. Chiar aș vrea să văd și eu niște tunete. Aici ne-am pus netherworth și... Hai să vedem cum tun afară. De asemenea, aș dori să pun aceste blaze rods în cutia mea de, de... în ender chest, în cutia mea de ender. Știți că vă povesteam că... Vă povesteam pe Techit că mi-am schimbat numele din Avgut Mare în Avgut Mic. Și pe techit am rămas fără absolut nimic. Oh, -o, sper să nu-mi tune vreo oiță ceva. Ce? Oh, m-a speriat. S-a terminat tunetul? Mă nu. Mamă, cum toarnă. Hai să mergem să oprim repede ploaia. Cât încă este noapte. Tânc. Ok, și acum s-ar... Ar trebui să se termine. A, așa, ne uităm în sus, gata, soare, ei. Știți că v-am zis că mi-am schimbat numele? Pe Techit am avut o mare, mare problemă. Am avut uh, niște săculeți care funcționează ca un fel de Ender Chest, dar care uh, sunt mobil practic. Poți să-i deschizi pe tine, niște pungulițe. Uh, sunt curios dacă am aceeași problemă și în Minecraft. În Minecraft, Vanilla n-ar trebui să am aceeași problemă, am studiat eu puțin. Mi s-a schimbat numele, dar profilul din Launcher este tot Avgus cel mare. Deci ar trebui să le am... Yes! Hiu! Le-am aici. Bun. Ar trebui să golesc o dată această cutie să modific și profilul, dar nu mă deranjează foarte tare profilul. Cerce că am aici totul ce am nevoie. Ceea ce este superb. Ce vreau eu să vă arăt uh, astăzi, în primul rând, aș vrea să modificăm pe aici multe chestii, aș vrea să înfrumusețăm puțin. Uh, cred că am început, ia, să luăm noi niște iarbă, dacă mai avem. Tic. Uite, mai avem trei stecuri. Hai să le luăm pe toate trei, să sperăm că nu se întâmplă nimic rău cu ele. Eventual să mor pe fundul unei ocean. Uh, să mergem și să mai... Nu! a ah. Hai că ne vedem direct acolo unde avem treabă. Așa, aici avem treabă. Uh, Mi-ar plăcea să înfrumusețăm cam toată baza așa, cu iarbă, să fie iarbă frumos peste tot, să nu mai fie tot fel de schele, să nu mai fie acele artere pe unde am ridicat atunci să pierduți. Uh, deja Artera asta pot să o înlocuiesc. Mi-am făcut mecanismul cu bărci, de aceea am și făcut acel traseu, acea autostradă din ceruri. Mi-ar plăcea să schimb totul pe peste tot să fie frumos. Mă tot întrebați dacă pun mapa la download și așa. Eu chiar vreau să o pun, să vă dau, să vă jucați și voi prin, prin lumea pe care am creat-o. Dar vreau să fie frumoasă. Na. Când primești un musafir, ți-ar plăcea să faci curat mai întâi prin casă și acest lucru este puțin mai greu momentan, fiindcă na, trebuie să mă gândesc totul unde vine, de ce vine acolo, să schimb tot lemnul ăsta, să fac o platformă frumoasă, acolo platforma aceea să fie mai frumoasă, mai interesantă, scările, cel mai problematic o să fie la scări. De aia mi-e și frică, de aceea, uite și tu, suntem deja în episodul cât? În episodul, cred că, 69 sau 70 din sezonul 2. Trebuie să schimbăm acest lucru. Aici tot timpul pică, deci cred că unul din trei ori când urc, pe aici pic. Și anume, cel mai mult mă chinui la locul ăsta. Aș putea să sparg ăsta, dar după aia nu-l mai... Alo, ce cu lagul ăsta? după aia nu mai ajung acolo și tot așa. Hai să te pun pe tine înapoi. Nu o să fac asta în camera, fiindcă... Na, no. bănuiesc că e foarte, foarte practicitor. Ce vreau totul să fac în camera este să vă explic de ce nu... Asta, apropo de Ender Chest, de ce nu pot să nu schimb numele înapoi, pentru tech și să-mi iau uh, toate lucrurile pe care le-am în săculeți. Nu pot să schimb numele înapoi, fiindcă numele se poate schimba doar o dată la 30 de zile. <gânghe> așa, și de-aia nu pot să-l schimb înapoi. Știu că mulți mi-ați sugerat asta și vreau să explic puțin de ce nu se poate face acest lucru. Uh, eu o să fac aici o misiune pentru... Tânc? Pentru off-camera. O să zic așa lucrat la bază. Și punem un bloc de iarbă ca să, să ne dăm seama despre ce este vorba și îl punem în cutia cu misiuni. Ce misiune am eu pe aici? Opa, pam, ok, tu vin cu ace. Aici sunt misiuni, aici sunt misiuni. Aici nu e nicio misiune. Bun. Și am pasta. Hai să vedem ce misiuni avem noi. Avem așa, lucrat la bază, Lucrat la ferma de slime. Oh, bun! uitați de asta. Hrănit animalele. Asta aș putea să o pun ceva mai des. Fermă de găini, ok. Liftul. Liftul este un proiect foarte drăguț pe care vreau să-l fac. Lucrăm la fabrica de aur. A, ah, demărit fabrica de aur. Mai Încă nu este 100% gata. Ea poate să dea mult mai mult randament. Atât din... din punct de vedere al produsului aur și... Rotten Flesh, carne putrezită, dar și ca experiență. Și schimburi cu săteni. Da, acesta este un mare proiect pe care vreau să-l fac, de a și adun acolo. În ultimul timp nu prea am mai avut timp să mă joc off-camera așa cum mi-ar fi plăcut mie, dar hmm, o, să, o să o mai fac și pe asta. Ce mai vreau să vă mai arăt, de, cu siguranță v-am mai povesti cel puțin odată despre... Uh, ce faci acolo? despre valoarea aceasta de durability. O vedem jos. 243 din 250. O vedem acolo subscris cu albastru care ne zice Attack Damage. Și o vedem la fiecare unealtă. Și această informație nu este implicit by default, nu este arătată. Trebuie să o activăm noi. Și v-am explicat că această informație se poate scoate cu uh, tastă, cu combinația de taste F3 și H. Dacă apăs F3 și H, uite am apăsat F3 și H, acum nu mai am acea informație. Dacă apăs iarăși F3 și H, țin F3-ul apăsat, ca la copy-paste, ca la Ctrl-V, control Ctrl-C. Uh, invers. Ca la Ctrl-C, Ctrl-V, așa este F3 și H. Uh, acum o am din nou. Ok. Aceasta este o informație foarte, foarte interesantă, foarte utilă, mai ales dacă ai un un târnăcop. Uite cum e ăsta, de exemplu, ca să știu unde mă opresc. Eu mai puteam să dau de 26 de ori cu el, având un breaking, cu siguranță mult mai mult, dar puteam să dau de cel puțin 26 de ori cu el și încă l-aveam. Uh, ca după aia să-l repar. De aceea este o informație foarte utilă. Ce mai putem noi să facem? Uite, dăm în pat uh, și hai să și scriem ceva. Salutare, dragilor! Bun, vedem, Avgâ cel mic a zis salutare, dragilor. Dacă eu dau uh, T sau dacă dorm, îmi apar toate mesajele anterioare. Uite, dacă dau T... Vedem, you can only sleep at night, poți să dormi doar noaptea și Avgă cel mic a zis cu tare lucru. Sau dacă murim, ne apare acolo că Cutărescu a murit. Dacă noi nu vrem să ne mai apară aceste informații de aici, putem să ștergem uh, toate informațiile acestea, putem să le ștergem cu, tasta de, cu combinația de taste F3 și D. F3 și D. Acum, dacă eu dau iar T, nu mai am aici. Nu mai am aici deloc loc uh, informațiile sau șters. Dacă dau din nou pe pat, vedem că este doar aceasta. Deci, F3 și D ne șterge tot historiul. O altă chestie foarte, foarte, foarte importantă, o altă combinație de taste este F3 și P. F3 și P ne ajută foarte mult să scăpăm de să scăpăm de funcția automată a Minecraft-ului care ne pune pauză când dăm escape. De exemplu, dacă dai nu, dacă dai escape, dacă dai alt tab. Dacă dai alt tab, ți apare automat funcția de pauză. Dacă noi vrem, de exemplu, să dăm alt tab și să ne uităm la un filmuleț pe YouTube, cum mai face cineva ceva drăguț și așa, și în Minecraft vrem să avem jocul care stă AFK, care stă Away From Keyboard. Halo? Așa, stai să scăpăm și de pizza asta. Dacă vrem să-l punem AFK, putem foarte simplu să dăm alt tab, apăsăm o tastă pe care o selectăm noi din Controls, de alt tab și tasta aceea rămâne într-una activată. De exemplu, dacă vrem să culegem grâne de la o fabrică de grâne sau dacă vrem să pescuim de la o fabrică de pescuit. Este F3 și P. Așa. Ce mai este foarte important de știut este să zicem că eu vreau să folosesc în Minecraft căștile ca să, să, nu audă cei din jur cum mă joc sau să nu îi deranjez sau așa. Vreau să folosesc căștile, iar căștile sunt pe o anumită placă de sunet. De obicei când nu mă joc Minecraft folosesc altă placă de sunet care folosește boxele. În caz că am uitat să schimb placa de sunet înainte de a începe Minecraft-ul, Poți să schimb placa de sunet, dar minecraft va folosi în continuare aceeași placă de sunet. Pentru a reinitializa placa de sunet, avem tasta de combinație, iar am zis, cred că de fiecare dată am zis tasta de combinație, așa -i? Da. Avem combinația de taste F3 și S de la Sound. Aceasta ne reinitializează completamente uh, sunetul, placa de sunet, care folosește uh, care este folosită de Minecraft. Deci F3 și S pentru schimbat placa de sunet. Dacă vrem de exemplu să da pentru asta ne trebuie niște săteni. Hai direct la săteni. Avem o combinație de taste, că de data asta mi-a ieșit. Avem o combinație de taste care este F3 și B. Aceasta este una dintre cele mai interesante. O încercăm acum împreună, F3 și B. E acest F3 și B ne arată hitbox-ul de la entități. Vedem, vedem cum arată hitbox-ul cu alb. Nivelul ochilor este marcat cu roșu, iar o dungă albă arată către direcția în care se uită entitatea respectivă. Adică vedem că ea se uită unii la alții, dacă mă duc mai aproape de ei, acesta are dungă albastră spre noi. Am zis alb? Nu, albastru. E, dunga albastră duce către direcția în care se uită mobul respectiv. Uh, nu am acum zombie ca să ne uităm și la zombie, dar am exemplificat pe săteni. Deci F3 și B, tot la fel, se poate și dezactiva. Am apăsat din nou F3 și B și putem să, uh, putem să o dezactivăm ca să nu vedem tot timpul acele imagini de, de debugging. Uh, nu trebuie tot timpul să le avem, dar dacă ne ajută cu ceva, cumva, putem să o activăm. De asemenea, putem să vedem dacă este același lucru și pentru entități care plutesc, F3 și B, vedem că ele plutesc și că s-ar uita la acel sătean. Hai că nu credem chestia asta. Ne uităm acum aici, ok? Ah, și ele s-ar uita ci că într-o anumită direcție. La te e mai, e mai evident pentru ce ne-ar putea ajuta. Ca să vedem dacă se uită unii la alții. Oricum, imaginea de F3 știm că se numește debug screen, adică screen-ul, imaginea de a depista baguri. Unde fugi, mașa? Ok. Hai să apăsăm din nou F3 și B. Perfect. Ok. Hai să, să mă plimb eu puțin pe aici pe la... Ah, iar am picat. Să mă plimb eu puțin pe aici pe la mine prin bază și să, să văd exact cam cum mai fac frumos, fiindcă mi-am setat eu acea misiune cu, cu iarba, dar vreau să... Uite, aici deja am pus... Mai am pământ? Mai am pământ. Am pus deja niște niște iarbă. Vreau să mai extind puțin această iarbă. Eventual să pun și pământ, că nu o să am destulă iarbă. Mai pun și pământ ca să, să se mai extindă și iarba de la ea. Nu am destulă iarbă, dar mai mă folosesc și de pământ. Uite, acum pot să pun un pământ aici. Dacă ajung... A, nu. A, aici așa. Bun, perfect. Așa, și mai mă uit puțin prin bază pe unde mai pot să mai fac frumos și ne mai vedem când am mai făcut eu puțin frumos, așa, prin bază. <laughs> nu știu dacă am avut un mare exces de inspirație, dar m-am gândit să lățesc puțin, în primul rând, această scară, că tot timpul mă chinuiam pe aici, prin mijloc, așa că am lățit-o puțin. Cu aceasta, parcă, parcă aș vrea să rămân. Aici, cred că vreau să se schimbe ceva. Am mai lățit aici, nu știu exact cât de mult îmi place zona asta, dar am mai lățit puțin și, și, către enchantment table, către masa de enchantuit. Și m-am dus, mai aveam eu o lopată foarte șmecheră cu silk touch și m-am dus să mi-o iau jos. Am o cutiuță acolo cu cea mai enchantuit pe vremea când nu murisem că mamă câtă iarbă. Da. am ajuns la concluzia și cred că știți exact despre ce vorbesc, am ajuns la concluzia că cel mai bine dărâm foarte multe lucruri și după aia le regândesc pe toate, înainte de... Adică, în loc de a încerca să schimb ceva, n-aș vrea să fie foarte abrupt. Adică, uite, de exemplu aici, am lipsesc două copane. Aici, ca să ajung sus, trebuie să sar o dată, de două ori, de trei ori, de patru ori, de cinci ori. Și încă tot două copane, dar tot timpul mergând și sărind. Dacă sari, uite, deja, aha, vreo 10 sărituri pe jumătate de copac. Hai încă o dată. Jumătate de copac am zis, jumătate de copan. Ok, am 10. Pam, 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 pam. 12, 13, 14. Aha. Deci vreo 13, 14, 15 sărituri pe jumătate de copan. Ceea ce ar însemna să mănânc foarte des. Mai bine dărâm totul. Mi-am luat și silcațiul meu frumos. Atingerea de catifea. Ca să iau blocurile direct cu iarbă, fiindcă s-a extins foarte drăguț. Le iau direct, dărâm totul. Și după aia vin într-un fel mai plăcut. Nu chiar drept, 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 drept drep, și după aia drum abrupt. Că nu suntem în Grecia unde avem munte la mare, nu? <laughs> avem uh, o grămadă de posibilități în Minecraft și n-aș vrea să... Nu, nu cădea pe lângă. nu? Așa. N-aș vrea să sar într-una, aș vrea să merg cât mai natural, să merg, să pot uh, traversa toată baza cât mai natural, fără sărituri, fără fără alte artificii, doar direct prin mers. Uite, drumul acela îmi place. De exemplu, aș putea pe asta să o las puțin mai jos. Dacă o las puțin mai jos, instant nu mai trebuie să mai sar. Și catare tare orat pe toate asta. Așa, am dermat aproape totul. Mai am aici porțiunea aceasta și... Și cutia asta. Au, de ce aici? <laughs> da, trebuie să golesc această cutie. Ia să vedem. Cred că o să fac 17 miliarde de drumuri ca să o golesc. Da. Hmm, o golim. Ia, luăm niște lemn. Yes, am golit aici niște lemn. Și voi face vreo nici chiar 17 miliarde, dar cred că o să fac vreo 8 drumuri tot cel puțin. Așa. Hey! Uh! Mamă ce m-a speriat, am crezut că mi intra apă acolo și... Așa. Uh, uite niște fier! De fierul ăsta am nevoie. Mulțumesc frumos! A Așa. Așa, dragilor, am refăcut absolut totul. Am făcut, după părerea mea, mult mai frumos și cât stăteam aici așa cu spatele și mă pregăteam să înregistrez, să dau drumul la înregistrare, am, cred că, descoperit, de fapt, mai mult ca sigur știam asta, dar n-am făcut-o niciodată eu ca utilizator în Minecraft și vreau să vă arăt și vouă, dacă avem un hopper și deasupra o cutie, nu trebuie să ne luăm având de undeva de departe, pam, să sărim pe acea cutie, putem să sărim direct pe această mic, mini muchie a hopperului și acum vedem că stăm pe ea, pam, pam, stăm pe ea și după aia următorul pas este direct pe cutie. <gântu -s> și sper că o să vă ajute cândva. Hai să vedem ce am făcut. Am făcut uh, potecuța cu iarbă, așa frumos, elegant. Am făcut una în coace, iar la... Deci am făcut-o de 3, iar la curbe am făcut-o... Am făcut strat de 4, adică 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 și după am revenit iar în 3 și am pus scări de de sprus, nu, de bărci, pardon, de mesteacă în ăsta fiindcă sunt foarte deschise la culoare și îmi place foarte mult cum nu se vede. Mie personal îmi place mult mai mult decât ocul și, nu știu, parcă îmi dă o căldură și o stare de spirit mult mai bună. Ce vreau să mă consult și cu voi, aici am pus cărți, de exemplu, și aici am pus slabs Și se vede puțin acolo pământul și stratul de iarbă. Nu știu cât de, cât de estetic este. Mie parcă îmi place și așa, adică nu să fie tot timpul, tot timpul, dar din loc în loc, uite, mai avem și acolo un, un strat, din loc în loc să se vadă din când în când așa puțin iarba. Aici am făcut o mini-intersecție și aici se mergem cu acest spre locul cu sătenii și unde va fi și fabrica de, de trestie și aici încolo se va duce către o altă insuliță am făcut-o deja aici spre animăluțe. Deja încet, încet mi-ar plăcea să separ și animalele. Ar trebui să golești această cutie. Numai că n-am găsit un loc pentru, pentru obiectele acestea. Am zis că o las aici plutitoare și am trântit un bloc de iarbă de desubt. Aici am pus două sleburi. Vedem. Ah, stai să sperăm că nu picăm. Ok. Bun, aici am pus două sleburi în loc de două scări, fiindcă am zis că este intrarea într-o zonă și intrarea într-o zonă aș marca-o cu mai mult mesteacă din acesta, mai mult lemn din acesta alb. Respectiv, dacă este foarte abruptă, nu -o, o să evit să fac și așa o scară, cum este aici, cu sleburi și cu scări aceasta mie îmi place destul de mult toată zona asta oricum se va schimba v-am mai, mai povestit la un moment dat unii dintre voi poate țin minte, toată zona aceasta se va schimba, insulița aceasta nu știu exact cum, cum va arăta pe viitor dar cu siguranță va avea niște frățioare, frățioare surioare sau frățiori niște surioare de jur împrejur și vom separa animăluțele Mm, nu știu exact, cred că insulița aceasta va rămâne pentru pentru vaci. Sau pentru oi. <laughs> sau pentru pori, sau pentru găini, sau pentru iepuri, corect, bravo. Bine, Dar, în principiu, mi-ar plăcea să am niște insulițe în direcția asta. Nu m-aș duce foarte, foarte departe către templul acela subacvatic, fiindcă sunt gardienii aceia care scot sunetele acelea foarte stridente. cred că o să schimb iar sunetul, o să pun un, nu știu, un susur de apă sau un ciripit de păsărele, fiindcă de îndată ce ne apropiem de acea zonă, devine foarte, foarte stresant. de am și schimbat sunetul. Ia să vedem dacă îl prindem. U, pardon. Așa, să vedem dacă prindem pe aici. Deja ar trebui să auzim. sunt uh, foarte îngăduitori cu noi în această zi frumoasă. Da. Uh, vă mulțumesc mult pentru vizionare, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu este să-mi dați un like și un subscribe și ne vedem în următorul episod. Vedem exact cum evoluează următorul episod. Va trebui să găsim o platformă pentru standul de poțiun, că doar de-aia am fost și în episodul anterior în Nether. Vă mulțumesc mult pentru vizionare! încă o dată toate cele bune, o zi mirifică și numai bine. Pa, pa!